Dincolo de nenumăratele provocări la care a trebuit să facem față în acest an 2023, vin în fața dumneavoastră și cu vești bune și frumoase, ca să nu mai spun așteptate. Ne aflăm la 30-a ediție a Festivalului Arcanum, care va avea parte în cadrul zilelor municipiului Rădăuți, un festival extrem de așteptat, vizualizat și iubit. Ca niciodată am vrut să facem tot posibilul ca acest festival să fie de top. Și vă spun că peste 400 de persoane vor fi angrenate și vom primi în vizită în municipiul nostru și o echipă extrem de numeroasă se va ocupa ca aceste zile ale municipiului Rădăuți să fie mai frumoase ca niciodată. Vă așteptăm cu drag oriunde ați fi, pentru că acasă întotdeauna este acasă și Festivalul Arcanum va rămâne întotdeauna cel mai frumos. Zilele municipiului Rădăuți în acest an 2023 vor debuta în ziua de 29 iunie cu manifestări organizate de Sfânta Mănăstire Bogdana, iar despre toate celelalte manifestări vor urma lămuriri în minutele care urmează din partea organizatorilor. Prăznuirea Sfântului Ierarh Leontie pe data de 1 iulie este un prilej de bucurie duhovnicească atât pentru Sfânta noastră mănăstire, cât și pentru toți credincioșii care vin și aduc un prinos de recunoștință și de mulțumire Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului, cât și tuturor Sfinților. În același timp, este și un prilej de afirmare a identității credinței noastre ortodoxe pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Ieromonacul Zacharia din Kiev, în cartea sa Palinodia, scrisă pe la anul 1622, spunea că în Rădăuț, în episcopie, Sfântul Leontie, făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg. Și astfel, de-a lungul timpului, Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Leontie au fost pentru credincioși un izvor de bucurie și de mângâiere, un izvor de alinare. În fiecare an, de la redeschiderea Mănăstirii Bogdana din anul 1991, noi slujitorii, împreună cu dumneavoastră, credincioșii și pelerinii, ne-am rugat împreună și am adus rugăciuni de cerere, de mulțumire și de recunoștință Sfântului Ierarh Leontie, atât în Biserica Veche, cum o numim noi toți Biserica Sfântul Neculae, cât și în Biserica închinată Sfântului Leontie, Biserică Sfințită în anul 2005. Stareț fiind în acea perioadă, Arhimandritul Iustin Dragomir, o perioadă plină de realizări materiale și duhovnicești. Anul acesta, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în ziua de joi, 29 iunie, zi de prăznuire a Sfinților Apostol Petru și Pavel, la ora 19 vom face o procesiune cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Leontie și Teodosie pe un traseu bine stabilit din municipiul Rădăuț, cu sprijinul autorităților locale. Tradiția ne spune că drumul care ducea spre Biserica Sfântul Nicolae era cunoscut sub numele de Drumul Sfântului. De aceea, vom îndrăzni și noi să numim acest traseu pe care vom merge cu Sfintele Moaște Drumul Sfântului. La procesiune va fi prezent Preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, fiind înconjurat de un sobor de preoți, monahi, monahii, copiii de la așezământul Sfântului Ierarh Leontie, elevi de la școlile din oraș, autorități locale și județene. La sfârșitul procesiunii, vom depune racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Leontie, Sfântul Ierarh Teodosie, pe un baldachin special amenajat în curtea mănăstirii și apoi vom face pentru prima dată paraclisul Sfântului Ierarh Leontie. În ziua de sâmbătă, pe 1 iulie, zi de prăznuire a Sfântului Leontie, vom săvârși slujba Sfintei Liturghii pe scenă amenajată în curtea mănăstirii. Sâmbătă de ziua Sfântului vom nădăjdui să avem în mijlocul nostru pe Înalt Preasfințitul Calinic și pe Preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Asigurându-vă de prețuirea și recunoștința soborului Mănăstirii Bogdana, vă așteptăm ca împreună să aducem un prinos de recunoștință
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Leontie, Sfântul Ierarh Nicolae și tuturor Sfinților. Suntem bucuroși că anul acesta, în cadrul zilelor municipiului Rădăuți, între alte lucruri inedite ce se vor întâmpla pe parcursul celor 4 zile de evenimente culturale, artistice și religioase, iată că avem cea de-a 30-a aniversare a Festivalului Internațional de Folclor Arcanum, unul dintre cele mai mari festivaluri internaționale de folclor din întreaga Moldova. Ediția de anul acesta este una din cele mai bogate ediții, cu participări din peste 8 țări din străinătate și din România, din mai multe zone etnofolclorice ale țării. Amintim aici Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Polonia, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova, iar din România, de la Târnăveni, din Ardeal, din Sud avem Călușari de la Câmpia Burnazului și din Maramureș, din localitatea Bogdan Vodă. Pe lângă aceste ansambluri, avem ansamblul folcloric ucrainean Cozacioc de la Bălcăuți, ansamblul folcloric Altița de la Bilca, Babile de la Bilca, cunoscute, Raful Bilcănașul, și nu în ultimul rând, ansamblul folcloric Ciobănașul al Clubului Copiilor și Elevilor și ansamblul folcloric Florile Bucovinei al Casei de Cultură, ansamblul gazdă al acestui festival. Desfășurarea festivalului este cea clasică. Ziua de vineri, 30 iunie, va debuta cu parada cântecului, dansului și popului popular pe traseul Casa de Cultură Centru Scenă, apoi deschiderea Festivalului Internațional de Folclor Arcanum, ediția 30 la scena ce va fi montată în parcarea centrală. Sâmbătă, spectacol la scenă cu toate formațiile participante la festival, iar duminică din nou parada cântecului, dansului și popului popular pe traseul Spitalul Vechi, strada Ștefan cel Mare, Catedrala Municipală, scenă, unde va avea loc festivitatea de închidere a Festivalului Internațional de Folclor Arcanum, înmânarea diplomelor și a trofeelor, apoi evoluția la scenă a ansamblurilor folclorice participante, iar evenimentul va fi încheiat cu un recital al binecunoscuților interpreți de muzică populară, surorile Alexandra și Dana Dăncilă, Adriana Lucevski, Ionela Popescu, surorile Ioana și Iuliana Luța și Gheorghiță Rotaru. După cum am spus, este una din cele mai bogate ediții desfășurate de-a lungul celor 30 de ediții ale acestui festival. Trebuie să reamintim faptul că inițiatorul acestui festival de folclor a fost regretatul fost director al Casei de Cultură, domnul Mircea Băncescu, care în anul 1992 a pus bazele acestui festival. Sperăm că suntem demni urmași ai domniei sale, cei care am reușit să facem să crească an de an acest frumos festival. În completarea activităților deja cunoscute, Festivalul Internațional de Folclor Arcan, aflat la ediția a 30-a, precum și procesiunea religioasă cu Maștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, administrația locală vine cu un program amplu cu ocazia zilelor municipiului în anul 2023. Astfel avem vernisajul taberei de pictură Ptaian Postolache, culorile muzicii, la galerie de artă, avem lansare de carte, avem expoziție de ceasuri și obiecte din colecția muzeului, la Muzeul Etnografic Samuel și Eugenia Ioneț. Avem activități artistice, culturale și sportive de-a lungul celor 3 zile de organizare a evenimentelor. Vom mâna pe scenă în cadrul oficial diplome de aur cuplor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Vom mâna premii sportivilor care au avut rezultate deosebite la anumite întreceri sportive parcursul anului 2023. Iar zilele de sâmbătă și duminică vor fi încheiate cu spectacole de muzică ușoară, astfel că sâmbătă vom avea printre noi pe Nicol Șerin și Ini Sebi, iar duminică vom avea concerte susținute de Vali Boghean și Bendu și Andra și Bendu. Toate acțiunile vor fi încheiate cu un spectaculos foc de artificii.